Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un nou episod din o zi din viața unui culturist. Știu că vă plac foarte mult aceste episoade, așa că m-am decis să le filmez iarăși, să vă arăt rutina mea, să vă arăt și partea de alimentație, partea de antrenament, de suplimente, pentru că nu am mai înglobat de mult așa toată rutina mea într-un vlog. Vreau să știți că perioada aceasta sunt foarte, foarte concentrat pe scopul meu. Mi se pare că muncesc mai mult decât niciodată, că sacrificiile sunt din ce în ce mai mari, pentru că dacă o să mă urmăriți în continuare, veți vedea că în vară voi aduce cel mai bun pachet al meu. Și nu spun asta ca să bat câmpii sau să vorbesc aiurea, ci doar sunt conștient că muncesc foarte mult și că lucrurile trebuie să iasă așa cum îmi doresc. Ei bine, domnilor, astăzi este joi, afară este o zi însorită, este soare. Eu m-am trezit, am dat de mâncare la pisici, iar acum trebuie să fac băutura de dinainte de cardio. Voi face cam 25 de minute de bicicletă, ușurel așa, după care voi începe cu prima masă. Dar înainte de asta, haideți să pregătim băutura pentru cardio. Sau mai bine zis, să vă arăt ce beau eu înainte de cardio. Așa. Deci avem rins. O să vi le arăt imediat. Amino. Glutamină. BCA. Bun. Mi-am pregătit tot ce am nevoie. Aici avem greens, ierburi uscate și măcinate. Poate ați văzut deja la mine că eu consum acest complex dimineața pe stomacul gol pentru a prioritiza digestia. Aici avem aminoacizi esențiali cu gust de ananas. La fel, aminoacizi cu catena ramificată și glutamina. Cam acestea sunt. Le pun frumos într-o căniță. Să iau și cănița. Pac. 400 de ml de apă, pentru că atât are cana asta. Eu beau cam de obicei 500-550, dar e ok și 400. După care băgăm cardio, domnilor, și revenim cu prima masă. Nu uitați, pentru toate suplimentele pe care vi le arăt atât eu cât și iubi, aveți codurile noastre de reducere, care vă oferă 10% reducere la toate produsele Vitabolic, atenție, de pe site-ul suplimentevitabolic.ro, cât și vitabolic.eu, adică în întreaga Uniune Europeană, fără Anglia. Dacă aveți întrebări legate de suplimente, mi le puteți adresa în privat pe Instagram. Aveți la fel Instagramul meu în descriere. Așa că haideți să facem cardio și să revenim cu prima masă. Power! De la cardio sunt pe final. După cum vedeți, fac pe bicicletă cardio. Îmi place să ies să merg în natură, însă acum este prea frig, este și noroi pe aici și nu se merită efortul. Probabil că nu să se încălzească, să vină primăvara, numai bine încep și pregătirea. Domnilor, să știți că este și cardio foarte importantă perioada aceasta, mai ales cu mama atât de multă mâncare. Ajută la creșterea apetitului, ajută și cardiovascular, vă dați seama, am o greutate destul de mare, 126 de kilograme pe stomacul gol, apropo, atât am acum, momentan. Deci mai avem 4 kilograme să ne atingem golul de care vă vorbeam. Și să faci 20-30 minute de mișcare dimineața pe stomacul gol este mai mult decât benefic și are foarte multă importanță. După cum am spus, cardiovascular ajută inima, are importanță în reglarea metabolismului, în accelerarea acesteia, crește apetitul și așa mai departe. Bun, acum ne pregătim frumos să mergem să ne facem prima masă, care este o masă bogată din punctul meu de vedere, 3 ouă întregi, dar haideți că despre asta vorbesc când vă arăt ce mănânc. Gata și cu cardio. Opa, așa. Ia să vedem dacă s-au pompat picioarele. Eu zic că e bine. Ok, am zis să vă arăt puțin și cum îmi pregătesc mesele.
Avem aici crema de orez. Asta o folosesc eu, de la Nestle. Fac 180 de grame. Foarte frumos. Perfect. Deci că am cântărit-o dinainte. Așa, peste care voi pune apă fierbinte. Așa, luăm o lingură. Foarte frumos. Și amestecăm. Sper că n-am pus mai multă apă decât trebuie. M-am lăsat puțin intimidat, domnilor, dar nu e nicio problemă, cred că am pus perfect. Vă dați seama, în fiecare zi, aceeași rutină, învăț și eu până la urmă, din ochi și tot le înveț. Așa, amestecăm până ajungem la, sau punem apă și amestecăm până ajungem la cât de omogenă vrem să fie, mai groasă, mai să e foarte bună crema asta, să amestecă ușor și nu iese multă, nu trage foarte multă apă, nu iese multă ca și volum. Așa arată. Aici pregătesc ouăle. Frumos, 3 ouă întregi. Să nu vă fie teamă să mâncați ouă, domnilor. Nu vă fac niciun rău. Bine, să nu le prăjiți în ulei. Atunci se schimbă treaba. Dar, făcute așa, tigaia încinsă prealabil, dați cu un spray de asta de ulei de măsline și lăsați să se facă. Să dau foc un pic mai ușor. Ok, aici am și 4 felii de pâine de secară pe care o prăjesc frumos în acest aparat, minunat, la 70 de lei. Vin frumos cu o banană și cu 30 de grame de unt de migdale peste cremă, ouăle sunt acolo și mai pun o cupă de proteină într-un shaker. Dar haideți că revin cu rezultatul final. Gata, domnilor, după cum v-am promis, am revenit cu rezultatul final. 3 ouă întregi, foarte apetisante, 4 felii de pâine toast de secară, prăjite la acel toaster, cel prăjitor, de fapt, cremă de orez, banană, unt de migdale și voi mai bea și un shake proteic. Aceasta este prima masă, mâncăm și după aia vedem ce o mai face. Domnilor, am revenit direct cu masa de dinainte de antrenament. După cum puteți vedea, am aici 200 de grame de somon, în mod normal am vită, însă între timp am fost și am cumpărat vită, iar iubii a fost și a rămas și a făcut mâncarea și am înlocuit somonul cu vită ca să pot să țin mesele, să nu mai aștept foarte mult și voi mânca diseară vită. Aici am 190 de grame de orez cântării crud și niște legume și 10 ml de ulei de măsline peste orez. Asta este masa de dinainte de antrenament, mai stăm după aia vreo oră și mergem la antrenament. Poate am timp să vă arăt și ce cumpărături am făcut. Iubi e acolo, își pune și ea să mănânce. De fapt, i-am pus eu, dar își pune murături, nu știu ce. Kitty se spală, Mimi doarme și Tomiță se spală. Bun, revenim cu update. Ok, domnilor, am ajuns la sală într-un final și am început antrenamentul de umeri, după cum bine v-am spus. Bun, la primul exercițiu voi face împrins la presa Smith. Am serile feeder set, serile de încălzire, unde voi face o serie cu negativul lent, după aia câteva serii ca să mă obișnuiesc cu greutatea, iar la cele două serii de lucru voi adopta o metodă tip drop set, voi face două drop seturi, o greutate care îmi permite să fac maxim 6 repetări, nu prea îmi place lumina, mai bine acum. O greutate care îmi permite să fac maxim 6 repetări, după care scot greutate și fac până la epuizare, scot iarăși și fac până la epuizare cu negativul lent. Deci voi avea două serii de lucru aici, cu greutate vedem cum merge.
După care trecem la următorul exercițiu. Voi filma doar drop set-ul ca să nu lungesc vlogul aiurea. Power. Ok, domnilor, am trecut la seria de lucru, după cum am spus, la presa Smith. Ca să vedeți înclinația, eu am banca la 60 de grade. Dacă aș pune-o perfect dreaptă, ceea ce nu recomand, atunci din mobilitatea omului nu aș mai putea duce cotul înspre față și aș veni automat cu cotul în spate și la astfel de greutate vă dați seama că ar fi traumatizant și ar fi un dezastru pentru umăr. După cum vedeți, avem 20, 40, 60, 70, 70, 140, cu bara vreo 10, 150 de kilograme. Alții calculează bara asta 20, eu o calculez ca fiind de 10 kilograme, așa și este, după cum am eu experiența. Îmi pun bandajele și revin. Tu! Bravo, merge! Bravo! Hai! Asta e asta cum e interior, da? Ha, tu, două, trei, și. Ha, expiră. Aia, expiră. Mergi. Sus. Bine, mă. Și acolo. Ha, tu, e ta. Bine, mă. Încă. Sus. Doar 20. Așa. A, stai, că nu știu mai mai de asta. Lasă așa, ca să fac cu negativul lent. Lasă așa. Și stai cu mine încă 6, da? Și încerc cu negativul mai lent. Ha. Sus. Expiră, bă. Trage aia. Expiră. Bine, mă. Singur. Ha. Bine, mă. E ta, hai, sus! Gata, numai, de 3 ore. Da. Mersi mult, bro. Gata, domnilor, după cum ați văzut, așa trebuie să arate un set de lucru. Când spun că am două seturi de lucru, la asta mă refer. Iar voi, când spuneți că faceți 4-5 serii de lucru pe fiecare exercițiu, mai gândiți-vă de două ori. Dacă un set de lucru nu arată așa până la epuizare, până simțiți că ați stors tot din mușchiul ăla, înseamnă că nu v-ați dus antrenamentul la bun sfârșit. Ok, acum mergem să facem ridicări laterale cu ganterele pentru deltoidul median și vă explic mai multe acolo. Power șuriceilor mustăcioși. Ok, am trecut la cel al doilea exercițiu. Sunt la ultima serie, care este o serie foarte grea. Mai exact un drop set, voi alege o greutate cu care pot să fac maxim 6 repetări, să fie foarte greu. Cred că o să fac cu 34 de kilograme, după care o să iau cam un 22 de kilograme, fac câte merg, după care o să iau un 7-8 kilograme și o să fac pauză izometrică de câte 5 secunde. Oh.
Ok, domnilor, am făcut împins la o presă, însă la seria de lucru am simțit puțină durere în numărul median, așa că nu am tras la epuizare și nu am mai filmat exercițiul pentru că nu prea aveam ce să vă arăt. Însă acum am trecut la ridicări frontale cu gantera, sunt la ultima serie, îi dăm frumos 15-16 repetări, pe care o să fac ridicări laterale din stând pe bancă, după care pentru umărul posterior la pec deck și cam atât pe astăzi. Haideți să dăm ridicări frontale. Ok, domnilor, am trecut la ultimul exercițiu și anume reverse pec deck pentru umărul posterior. Stai să văd dacă focalizează camera, focalizează. Aici am două serii de lucru unde voi face maxim de repetări cu, adică greutatea maximă care îmi permite 80 repetări cu negativul lent, cu 4-5 secunde pe negativ. Ne concentrăm pe execuție și să lucrăm umărul cât mai bine. După aia mergem să ne recuperăm, domnilor, pentru că am tras destul de tare. Haideți să trecem la treabă. I'm trying to explain, baby, the best I can. I'm melting your mouth, girl, not yet. I'm telling you this shit. I bet you like a lot of this stuff. Go ahead, girl, I want you to stop. She going to you hit the spot. Oof.